Yep. Dimineața. 7 și un sfert. Ca să mă plimb pe pista de biciclete din turnul. Oh, yeah. Cool. Ce mișto este. Ce mă bucur că am ajuns. Mi se făcuse dor de... Asta e, îmi trage să mai vin. Very cute. Oh, și mă bag în genunchi, stângul, dar nu mai poc. Sper să nu mai țină mâine până la București. Că m-a dus ieri 300 de kilometri, trebuie să mai duc o mâine 150, că n-are încotro. Da. Prin parc să vedem monumentul independenței. Da, frumos. Thank you.
Păi după ce am survolat parcul, să vedem Dunărea. Aici primărie, partea dreaptă. Și acolo unde este Penny, era acum 20 de ani, locul nostru 25, unde ne discotizam. Ia să intrăm și pe la liceu, de vă unirea. N-am mai fost aici, 100 de mii de ani. Neața, sper că nu deranjează foști liceeni de la Unirea care dau o tură pe aici. Că n-am mai fost 25 de ani pe aici. Da. O să am pus de sport. Super tare. S-a schimbat și nu s-a schimbat. S-a mai construit un corp nou. Acolo intram noi la ore. Da. Deci am dat o tură și prin curtea pe la Unirea. Și aici, tot în clasa noua, pe acolo e poarta deschisă. Frumos.
Mă afl acum în pădure, pe la Dunăre, pe unde veneam cu tătucul meu la pescuit. Era un loc preferat de familia mea aici. Bine, la turnul Măgurele, în afară de făcutul de grătare pe la Dunăre, nu prea aveai ce mari bucurii să ai. Dar ia să vedem ce mai este pe aici. Da. It is somebody here. Haide mă. Da, locurile preferate de pescuit ale mele și ale tatălui meu. Era mai mare plaja asta? Sau e crescută apa acum? Nu, nu, e scăzută. A, e scăzută? A schimbat configurația mult față de ce știam. Vine era pragus. Plăticuță? Nu s-a mai prins pe aici altceva în afară de plătic? Aici nu, nu mai plătic. Dincolo la... de aici. Chesuri, aha. În pietroaiele alea pe acolo? Acolo, la rumb și cârlige. Păi rupe acolo, dă-ți vine rău. Da.
cam asta a fost plimbărica la mine în sud. E ceasul 19:11 și iau la pedal așa ușurel către București. Sper să rezolv, să mă lasă genunchiul, să pot să pedalez, că am o problemă, mă țin aici. Vedem. Dar asta a fost o plimbărică de vară, mișto, adevărată, back home, mi-am încărcat bateriile, înapoi la treburi acum. Peace!